Cel mai așteptat meci al campionatului se dispută duminică la Slatina, în sala de la LPS, cu începere de la ora 11. CSM Slatina, liderul seriei B în divizia A la handbal feminin, primește vizita echipei CSM Minaur Baia Mare, principala contracandidată la promovarea în Liga Națională. Gruparea slătineană are nevoie de toate punctele pentru a rămâne în fruntea clasamentului. Viceprimarul Slatinei, Gigi Vâlcelea, nu are încredere în capacitatea handbalistelor slătinene de a gestiona acest meci. Este un meci foarte important în care, în mare măsură, se va decide ocupanta locului întâi. Dar vă spun că mai sunt etape de jucat, meciul nu este decisiv decât într-o oarecare măsură, dar eu am mare încredere în echipa noastră că va câștiga acest meci, pentru că, practic, dacă vrei să termini pe locul întâi, este foarte important să câștigi acest meci. Este într-o oarecare măsură decisiv în privința asta. În aceeași măsură, viceprimarul Slatinei este de părere că fetele aflate sub îndrumarea antrenoarei Victorina Bora au nevoie de susținerea publicului. Aș vrea să mulțumesc din nou pe această cale suporterilor care vin meci de meci și încurajează această echipă, pentru că aportul lor este foarte important, mai ales într-un meci de asemenea importanță. Între CSM Slatina și CSM Minaur Baia Mare este o diferență de 3 puncte, exact cât este și miza acestui joc.